Replici dure între președintele Consiliului Județean Iași și consilierul PSD Mircea Manolache. Totul ar fi pornit de la faptul că Alexe ar merge în diferite deplasări pe banii publici, fără a trece printr-un proiect de hotărâre. Ședința ordinară a Consiliului Județean a fost marcată de o intervenție a consilierului județean PSD Mircea Manolache, care i-a reproșat președintelui Costel Alexe faptul că toate deplasările s-au făcut din bani publici, fără a trece prin votul plenului. Spre exemplu, mi-aduc aminte cu drag mandatul 2016-2020, când domnia sa făcea acele deplasări la externe pe banii domniei sale și vreau să vă spun că dumneavoastră faceți toate deplasările invocând un articol din codul administrativ, în sensul că toți banii folosiți din visteria Consiliului Județean și, bineînțeles, din impozite plătite de cetățeni. Dar asta este o altă problemă pe care o să o discutăm la momentul oportun. În replică, Alexei a menționat lui Manolache faptul că el a fost ales prin vot. Diferența majoră între Costel Alexe, votat de 104.656 de ieșeni, și Maricel Popa, votat de 19 consilieri județeni, și știm cum s-a votat în 2016, din păcate, stagnarea județului nostru prin această nominalizare, este o mare diferență. Eu sunt președintele Consiliului Județean Iași, el a fost un consilier județean Iași cu atribuții de președinte, pentru că atunci când el a venit în fața ieșenilor, uninominal, știți foarte bine, ieșenii i-au spus pas. Surse din interiorul instituției spun că toate deplasările președintelui ar însuma o sumă cu multe zerouri.